Curajul de a fi tu însuți. Arta de a comunica conștient. De Jacques Salomé. Capitolul 4. Repetițiile din viața noastră. Fidelități, misiuni reparatorii, injoncțiuni. Repetiția comportamentelor, a atitudinilor atipice sau jenante. A simptomelor, a se citi, a somatizărilor, este unul dintre limbajele prin care se exprimă și fidelitățile, misiunile reparatorii sau suprema față de injuncțiuni impuse de către persoanele importante din viața noastră asupra copiilor care am fost și ex-copiilor care suntem mereu. Limbajele recurenței. De exemplu, într-un grup de persoane înrudite între ele, anumiți copii sunt echipați cu adevărate radare care captează lucrurile nespuse, rănile ascunse ale celor apropiați. Ei vor deveni semnalizatorii, reparatorii direcți conectați, aflați într-o relație inconștientă cu rănile ascunse ale figurilor importante. Și se învârt în anturajul lor: mama, tata, rudele apropiate. Totul se întâmplă de parcă ei ar vrea să atragă atenția asupra unei situații neîncheiate, asupra unei răni necicatrizate, asupra unei perioade dificile din viața înaintașilor, dând ei înșiși naștere unui simptom. Sau unei treceri la un act de somatizare. De aceea, anumite lucruri din viață, cum sunt datele aniversare, care sunt un fel de amintire a aparenței, întoarcerea la locurile copilăriei, sunt adevărate valize care reperează reapariția lucrurilor nespuse, ecourile tăcerii sau strigătele mute ale refulărilor care sunt prezente în fiecare. Aceste loialități invizibile dar tenace, aceste fidelități incredibile, în a arăta ceea ce se ascunde. Acest curaj, nemai pomenit, de a spune ceea ce nu poate fi spus. Toate aceste competențe se vor exprima prin manifestări ale suferinței, maladii sau bolile tăcerii, în original, joc de cuvinte, intraductibil maladie, boală sau maladit greu de spus. Trecerea la acte somatice, accidente și violențe exterioare sau în apariția unor simptome supărătoare, invizibile, recurente sau chiar îndărătnice. Ast, bol de piele, conjunctivită, otită. De fapt, această transpunere în acte somatice afectează tot ceea ce ține de cele cinci simțuri. Ca și cum, prin lezarea unui simț, ar exprima în același timp o întrebare referitoare la legătura pe care aceasta o stabilește. Prin această polarizare a unui simț și ceea ce este pus în joc prin intermediul lui în legătura noastră cu lumea exterioară, corpul nostru încearcă să atragă atenția asupra ceea ce a fost rănit sau a mers rău cu mama sau tatăl nostru la aceeași vârstă copiii fideli. Pentru a fi mai la obiect, să luăm exemplul următor. Un băiețel de 10 ani ar putea produce o somatizare care să-l facă să-i fie rușine sau jenă, hemoroizi, negi sau pete. Fără a ști în mod conștient, ci numai auzind de undeva că tatăl său a fost umilit la aceeași vârstă, de exemplu un plan sexual, de un bărbat sau de cineva mai mare este ca și cum ar încerca astfel, într-o manieră demnă de milă, să arate ceva ascuns sau negat de propriul său tată. Fidelitatea nu se manifestă întotdeauna prin recurențe de natură identică sau asemănătoare. Simptom contra simptom, somatizare contra somatizare, ci mai degrabă în funcție de un sens special legat de trăire, la vârsta la care situația s-a grefat ca o violență sau ca un traumatism în cel care continuă să o poarte, fără a o fi pansat. O fetiță în vârstă de 8 ani a făcut dintotdeauna pipi în pat. Ea nu a ajuns încă la stadiul de curățenie, adică nu a învățat să se controleze, nu a învățat să se abțină. Nu are puterea să amâne plăcerea unei eliberări. Ea a înțeles din poveștile din familie că și tatăl ei făcuse enuretic până la 12 ani. Fidelitatea acestei fetițe se poate lega de mai multe probleme. Dacă la un moment dat s-a îndoit de originile ei și a căutat o confirmare a întrebării: Oare tata este adevăratul meu tată? Atunci, prin enurezia ei, ea încearcă să-și ofere un răspuns, dovedind că se recunoaște ca fiind asemenea cu tatăl ei ex-enuretic. Făcând pipi în fiecare noapte, e ca și cum ea i-ar oferi o dovadă de iubire și o confirmare în felul ei: chiar simt că sunt fica ta. Dar, Fidelitatea acestei fetițe ar putea fi descifrată la un cu totul alt nivel. Iar ar putea, de exemplu, să servească la a-i aminti tatălui ei că trebuie să mențină un comportament riguros, coerent, clar. Dacă, de exemplu, pe vremea când se afla la rândul lui la pensiun, el a trebuit să se ascundă să mintă, să mențină aparențele unui copil curat în ochii colegilor săi, fica sa, prin acest urinat în pat, iar putea aminti, în mod deschis, ceea ce el a ascuns atâția ani. E ca și cum ea i-ar spune, vreau să am o relație deschisă cu tine. Deci, Sensul unei fidelități, al unei repetiții, nu trebuie căutată doar în manifestare, ci în trăirea legată de acea manifestare. Este nevoie de o muncă de arheologie familiară, de o redescoperire a legăturilor pentru a găsi urma impactului unui eveniment sau a unui traumatism asupra imaginarului, asupra trăirii din momentul respectiv. Copiii fideli sunt de un curaj, de o creativitate și de o tenacitate incredibile. Sunt capabili să se lase marcați de perturbații profunde, de dereglări fizice, de disfuncții paralizante, adică maladii grave. Sunt capabili să insiste și să-și reitereze mesajul indirect timp de ani și ani, ca și cum ar invita astfel la o transpunere în cuvinte a ceea ce nu a fost niciodată spus la o vârstă similară de către unul sau celălalt dintre părinți. Prin îmbolnăviri, copiii încearcă să scoată nerostitul din cavoul său de mister, să dezvăluie tăcerea prea apăsătoare a cuvintelor interzise. O altă fetiță suferă de infecții vaginale, iritații sau sângerări, ca pentru a-i aminti mamei sale de abuzurile sexuale pe care le-a îndurat în tăcere ani și ani până la aceeași vârstă sau de la aceeași vârstă dacă abuzurile au continuat. Înțelegerea copiilor nu depinde de cunoștințele sau de știința la care au avut sau nu acces în mod direct, ci de o conaștere profundă care se transmite prin canale relaționale, subtile și infinite. Comunicarea infraverbală care circulă între un copil și părinții săi se exprimă, se spune și se transmite de la conștient la inconștient, trecerea prin sensibilități încă deschise către lobul drept al creierului. Această acuitate a percepției față de limbajele infraverbale care există la copii este. Pe cât de uimitoare, pe atât de derutantă și chiar supărătoare uneori. Ea este imprevizibilă, incoerentă în aparență și totuși atât de adevărată, de conștientă, de pertinentă. Când ajungem să descifrăm sensul pe care ne-l dezvăluie, este regretabil că nu s-au făcut studii aprofundate sau cercetări care să se bazeze pe o observație diacronică și pe o ascultare a acestui tip de precunoaștere a unor copii capabili să anticipeze evenimente și să dovedească aceste cunoștințe sau științe foarte speciale. Studii care să verifice mai apoi veridicitatea și acuratețea anticipărilor copilului și să vadă ce formă au luat acestea în realitate, dacă s-au confirmat sau nu. Evocarea fidelităților și a loialităților pe care și le impun anumiți copii este resimțită uneori acut de părinți, mai ales de către mame care se erigează în mod greșit în responsabile de aceste fidelități, ca o culpabilizare. Mamele își imaginează că e vina lor dacă, că dacă ele nu ar fi făcut, sau din potrivă, dacă ar fi făcut, copiii lor nu ar fi produs în corpul lor acea boală sau acel simptom. Și, procedând astfel, ele își asumă o responsabilitate care nu le aparține, care nu le revine. Căci fiecare este responsabil de misiunile pe care le ia asupra sa. Fiecare, oricât de tânăr ar fi, este singurul responsabil de loialitățile și de fidelitățile pe care le manifestă. Mary a fost o elevă strălucită și a dat bacalaureatul la 15 ani. A urmat clasele pregătitoare la câteva școli mari, dar a oprit totul la 17 ani, pentru a nu-și depăși mama, care s-a căsătorit foarte devreme și și-a întrerupt studiile la aceeași vârstă. Mary s-a prezentat la nenumărate concursuri, doar pentru a-și dovedi că este capabilă. Verificam dacă sunt în stare, nu dădeam curs carierei care mi se oferea în urma concursului. Am rămas învățătoare toată viața. Bărbatul cu care s-a căsătorit era student la medicină. La încheierea studiilor a afirmat nu voi avea copii până nu mi voi susține teza de doctorat. Această așteptare a durat opt ani, în timpul cărora făcea tot felul de schimbări, dar nu a scris niciun rând, nici nu a început vreo cercetare. Într-o zi m-am hotărât să-i scriu teza, și a obținut doctoratul în șase luni. A refuzat mult timp să aibă copii și nu m-a iertat niciodată pentru că i-am scris lucrarea în locul lui. Unele fidelități conduc la obligații și compensații permanente. Fidelitatea mea era de a fugi de toți bărbații care pretindeau că mă iubesc. Mama mă prevenise să nu ai încredere în bărbați. Ei nu se gândesc decât la un singur lucru. Și multă vreme am crezut-o. Mă supuneam acestor injuncțiuni pentru că eram convinsă că odată cu trecerea timpului, mă va iubi mai mult. Misiunile reparatorii ale unor copii se pot desfășura în domenii cât se poate de diverse. În viața afectivă sau socială, prin boală sau reușită, prin eșecuri sau decepții profesionale. Fratele meu preluase întreprinderea tatălui meu, slăbit de boală. După ce el a murit într-un accident la munte, am demisionat din funcția mea de profesor și i-am luat locul. Această muncă mă enervează, dar nu îndrăznesc să-mi dezamăgesc familia. Un alt bărbat care eșuează în toate încercările sale de afirmare socială sau profesională, va înțelege mult mai târziu în ce măsură și-a ascultat tatăl, o persoană importantă, și totodată primarul orașului, care, când era mic, îi repeta fără încetare: În orice caz, nu ai să faci nimic fără mine. Pentru a scăpa de constrângerea fidelităților. Orice demers de a renunța la fidelități, de a nu mai întreține misiuni sau mandate imposibile acceptate pentru a compensa sau pentru a plăti datorii iraționale, precum și de a scăpa de sentimentul că mereu trebuie să faci ceva, presupune o muncă îndelungată, nu doar de conștientizare, ci și de detașare și renunțare. Ar însemna să înțelegem să construim renunțând să mai întreținem imagini frumoase de sine pentru sine, asumându-ne riscul de a ne afirma pentru a scăpa de nevoia de aprobare prea distrugătoare sau prea constrângătoare. Ar mai însemna să ne asumăm riscul de a dezamăgi prin nesupunere față de injoncțiunile și misiunile care ne-au fost impuse. Mama mea și-a dorit și s-a așteptat să fiu băiat. Urma să port numele unei foste iubiri nefericite. Un bărbat pe care îl întâlnise înainte să se cosătorească cu soțul ei și tatăl meu și care se numea Filipe. După negocieri aprige, e expresia ei, între ea și tata, s-a ajuns la Marie Filipe pentru că, în final, să se ajungă, chiar și în momentul declarării la registrul de stare civilă, la Dominic. Sigur, mama mi-a vorbit de două-trei ori despre această iubire nefericită, dar întotdeauna cu fraze lapidare, îmbrăcate în nostalgie. La 18 ani, în timpul unei certe cu tata, acesta mi-a aruncat în față. Oricum, poate că nici măcar nu ești fica mea, și ani de zile am ascuns aceste amintiri, am fost un mic soldățel curajos, mereu în prima linie, încercând să repar o dublă suferință, cea a îndoielilor tatălui meu și cea a regretelor mamei mele. Mi-am luat în spate, de aici și herniile mele de disc, sarcini imposibile, putem, printr-un demers simbolic, să înapoiem juncțiunile impuse și să obținem astfel mai multă independență și coerență de sine. Această frază care îmi dicta foarte devreme, înainte ca eu să-mi pot face o idee proprie, să gândesc că toți bărbații sunt niște nenorăciți, eu ți-o înapoiez. Din motive care sunt doar ale tale, oricare le-ar fi originea, tu ai ales sau acceptat să faci din aceasta divizia ta, dar este numai părerea ta despre bărbați. Eu am acceptat până acum să fiu purtătoarea acestei credințe și să mă simt responsabilă în ceea ce mă privește la această alegere. Astăzi îmi dau seama în ce măsură această frază mă stânjenește în viața mea de femeie îmi dau seama în ce măsură viziunea mea asupra relațiilor de iubire a fost influențată de afirmațiile tale. Nu mă mai recunosc în decizia de a fi aliatul tău secret pe post de releu care transmite această convingere. Nu mai doresc să păstrez acest mesaj în mine pentru că simt că el nu este bun pentru mine. Nu vreau să transmit și eu fiicei mele această opinie despre bărbați, ci o moștenire mai optimistă, care să-i trezească dorința de viață. Aceasta este numai părerea ta despre bărbați, nu o consider ca fiind a mea, și de aceea ți-o înapoiez. Pentru a descoperi o identitate proprie, eliberată de mesaje alienante, de convingeri stânjenitoare, trebuie să rupem legăturile subtile, dar puternice, care implică diferențierea și nu permit accesul la personalitatea unică a fiecăruia. Putem astfel să renaștem într-o viață, oprim repetițiile și fidelitățile împovărătoare, chiar dacă. Ele corespund unei misiuni alese la un moment dat. Putem consolida prezentul detașându-l de ancorările în trecut și putem deschide calea către viitor dacă nu-l mai îndepărtăm prin dependențele și fidelitățile față de misiunile reparatorii impuse sau asumate. Efortul de a se crea și de a se construi în calitate de ființă independentă, cu respect de sine, pentru unii se poate dovedi una dintre cele mai mari provocări din viața lor. Nu puteți transcede ceea ce nu recunoașteți. Pentru a trece dincolo de voi vă, trebuie să învățați să vă cunoașteți.